Interesantă expoziție de pictură vă așteaptă în perioada 27 iulie-31 august la Centrul Cultural Italian, pe Bulevardul Revoluției numărul 92, intitulată Femei, vocea ochilor. Evenimentul organizat de Centrul Cultural Italian cu sprijinul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad și a Consulatului Italian a avut astăzi vernisajul în prezența artistei Gloria Gravina. Ideea expoziției este inspirată din migrația femeilor românce spre Italia, autoarea spunând că a întâlnit des aceste femei și le-a privit ochii. Eu am ascultat tantissime storie. M-am ascultat foarte multe povești, foarte multe întâmplări. E ho osservato tanti sguardi di tante donne. Și am putut observa multe priviri de femei. E dagli occhi delle donne ho sentito la loro anima. Și am simțit din ochii lor sufletul, inclusiv vocea sufletului lor. E a questi sguardi si ispira lo studio di aceste priviri au inspirat această expoziție la care participăm astăzi. Înainte să ajungă la Arad, tablourile au fost expuse la Timișoara, sub egida Timișoara Capitală Culturală Europeană.